Deșteptarea. Te gândeai că Rolling Stones sunt nemuritori, nu? Așa și arătau. Charlie Watts, bateristul legendar al trupei, s-a stins aseară la 80 de ani. Era poate cel mai ciudat, să zicem, ciudat muzical membru al trupei, pentru că el spune: niciodată nu am iubit rock and roll-ul. Eu sunt mai curând un artist de jazz. Și credea că menirea lui este să îi ducă mai departe pe Charlie Parker, Buddy Rich sau Max Roach. Astea erau gândurile lui. Nu mi-a plăcut nici Elvis Presley, spunea el. Dar după ce l-am întâlnit pe Keith Richards, mi-a plăcut. Am învățat să cânt cu oamenii aceștia de la Rolling Stones. Mi-a plăcut mult de ei. Dar era atipic față de Stones. De ce? Uite, de exemplu, el a fost căsătorit cu aceeași femeie vreme de 50 de ani și baterist al trupei a fost 58 de ani. A murit într-un spital londonez, înconjurat de familia sa. A fost un soț, un tată și un bunic iubit și unul dintre cei mai mari bateriști ai generației sale. Vestea morții lui s-a răspândit cu viteză. Au reacționat imediat Elton John, Ringo Starr și Paul McCartney. Știi că vorbeam noi în deșteptarea de vară, cred că acum vreo 2 sau 3 săptămâni, de faptul că anunțase că renunță să mai plece în turnee. Da. Și chiar era simpatic anunțul, pentru că venea la vârsta asta de 80 de ani, știi? Spunea că ia o pauză, dar ia o pauză, da. Era bolnav. Rolling Stones ar trebui să meargă în turneu în toamna asta și cred că multă lume se va duce să-i vadă, pentru că nu știi când și cum o să te mai întâlnești cu acești oameni care încă fac istorie. Deșteptarea